Lhasa Apso. Câinele din rasa Lhasa Apso este originar din Tibet, iar numele său a fost atribuit de călugării budiști după orașul sfânt Lhasa. Legendele budiștilor ne spun că acest minunat cățel a fost crescut în templele budiste încă de acum circa 4.000-5.000 de ani. Special pentru protejarea mănăstirilor, cât și pentru clasele nobililor acelor timpuri. Poate fi întâlnit și sub numele de Lhasa Apso Seng Khie și Bark Leon Sentinel Dog. Prima înregistrare a acestei rase datează din jurul anului 800 înainte de Hristos. Tibetanii l-au considerat întotdeauna un câine sacru, aducător de noroc. Era folosit la paza templelor și mănăstirilor, iar legendele ne spun că oamenii credeau cu tărie în acele vremuri că atunci când un stăpân al unui astfel de patruped murea, sufletul omului intra în corpul acestui cățel. Comercializarea și exportul acestor drăgălași cățeluși era strict interzisă prin lege în acele timpuri, iar căței se bucurau de cele mai mari privilegii împărătești. De la începutul dinastiei Manciu, din anul 1583 și până la începutul anului 1908, Dalai Lama a dăruit acești minunați căței sub forma unor cadouri sacre către împărații Chinei. Puteau fi oferiți doar în pereche, fiindcă se considera la acea vreme că aceasta reprezintă un semn al prosperității norocului în Palatul Imperial. În jurul anilor 1930-1931, un exemplar din această rasă a fost dăruit tot de Dalai Lama către renumitul călător naturalist Suydam Cutting, care locuia la acea vreme în New Jersey. Astfel, acest inestimabil cățel a ajuns și în Statele Unite ale Americii. În anul 1935, rasa a fost recunoscută și înregistrată în American Kennel Club. Lhasa Apso este un cățel inteligent, deosebit de frumos, drăgălaș, mereu fericit, jucăuș, curajos, energic, vioi, tenace, agil, independent, curios, șotios, are o atitudine regală, este puternic în ciuda mărimii sale mici, rezervat în prezența străinilor, iubește mult copiii și joacă cu aceștia, este loial, devotat stăpânului său, adoră să stea mai mereu în sânul familiei, preferă cel mai confortabil loc al canapelei familiei unde locuiește, adoră să fie în centrul atenției, urăște singurătatea, se adaptează foarte ușor și la viața de apartament, preferă să doarmă în poala stăpânului său, este un cățel echilibrat cu o personalitate puternică. Lhasa Apso este un cățel de talie mică, robust, rezistent, are capul bine proporționat în raport cu corpul său, un boț scurt, micuț, nasul negru, ochii sunt mici, de culoare închisă, strălucitori, urechile sunt mici, bine acoperite de păr, spatele este drept, ușor lăsat spre șolduri, membrele din față sunt scurte, acoperite de blană, cele posterioare sunt arcuite ușor, musculoase, coada este de lungime medie, acoperită de un păr mai lung, o poartă răsucită spre spate, culorile blânii pot fi negru, maro, crem, auriu, gri, alb cu gri, negru, etc. O caracteristică a acestei rase este barba și mustățile sale lungi. Căței din această rasă sunt afectoși cu stăpânii lor, dar nu vor tolera răutățile și comportamentul nepoliticos al copiilor sau musafirilor nepoftiți. Este un cățel bun de pază, atent, vigilent, are un lătrat specific, răsunător, stăruitor, care dă senzația străinilor, intrușilor, că este un câine cu mult mai mare. De asemenea, Lhasa Apso are un simț al auzului extraordinar de bine dezvoltat. Au tendința de a mușca dacă sunt luați prin surprindere, speriați sau provocați.
Socializează foarte bine cu celelalte animale din gospodărie în general, însă pot să mai aibă, la un moment dat, unele accese de furie, mai ales între masculi. De obicei, Lhasa Apso este un cățel supus, ascultător, care poate fi ușor educat, dresat, uneori poate deveni ușor încăpățânat, are nevoie de un stăpân alfa ferm care să îl domine, fiindcă are tendința născută de a deveni lider peste stăpânul său dacă îi găsește acestuia punctele slabe. Socializarea trebuie începută încă de timpuriu, atât față de oameni, cât și față de celelalte animale din gospodărie. Dresajul trebuie realizat corect, ferm, adecvat, consecvent, cu profesionalism, cu calm, răbdare, înțelegere și iubire din partea stăpânului său. Recomand tuturor iubitorilor de patrupede canine folosirea recompenselor alimentare în timpul programului de dresaj pentru a-i capta atenția, stimula, motiva, ca pe viitor cățelul să îndeplinească mult mai bine și mai atent comenzile primite de la stăpânul său. Înălțimea este situată între 25 și 30 de centimetri. Greutatea este cuprinsă între 6 și 8 kg la mascul și între 5 și 7 kg la femele. O femelă poate naște în general între 4 și 6 pui. Durata de viață este cuprinsă între 12 și 15 ani, dar acest barem a fost uneori depășit de unele exemplare de căței care au beneficiat de o mai bună îngrijire, atenția cuvenită, înțelegere și iubire din partea stăpânului său pe durata întregii sale vieți. Lhasa Apso este în general sănătos pe întreaga sa durată de viață, însă pot să mai apară la un moment dat, la unele exemplare, unele boli, cum ar fi luxația patelară, displazia renală, urolitiaza, etc. Dragii mei iubitori ai patrupedelor canine, Lhasa Apso este un cățel plin de viață, extraordinar de frumos, datorită aspectului blănii, trebuie îngrijit periat corespunzător pentru a se evita încălcirea, înodarea firelor de păr. Este un cățel ce adoră mersul la salon, un cățel bun, afectuos, ce dă dovadă de calități incontestabile, se bucură de o mare popularitate în rândul tuturor oamenilor de pretutindeni, reușește să atragă toate privirile încă de la prima sa apariție, este un cățel iubit, alintat, răsfățat de copii și stăpânii acestora, un companion ideal, un prieten devotat, desăvârșit, veritabil, pe care îl recomand pe această cale tuturor persoanelor care doresc în sânul familiei lor un patruped minunat. Zilnic trebuie efectuate plimbări pe distanțe lungi, alergare, exerciții, antrenamente, joacă cu el pentru a își elibera din energie, cât și pentru a fi stimulați fizic și mental. Evitați să îi țineți închiși timp îndelungat, fiindcă pot deveni în timp nervoși, anxioși, agresivi. Asigurați-le libertate de mișcare în aer liber, zilnic, minim 30-40 de minute, în 2-3 reprize, fiindcă altfel pot deveni destructivi. Preferă joacă cu copiii, dar vă recomand o supraveghere îndeaproape a tuturor interacțiunilor dintre câini și copii pentru a se evita din start orice eveniment neplăcut. Învățați-vă copiii din timp cum să se comporte în preajma câinilor, să nu îi lovească intenționat, să nu îi tragă de coadă sau de urechi, să nu le ia niciodată mâncarea din față atunci când aceștia mănâncă, să nu îi deranjeze atunci când, virgulă, câinii dorm, prin diferite zgomote puternice, fiindcă câinii se pot speria și pot ulterior să aibă un comportament agresiv. Să nu intre pe teritoriul lor fără acceptul stăpânului sau în lipsa acestuia, etc. Dragii mei iubitori de animale de companie, cam acestea au fost de spus în mare despre câinele din rasa Lhasa Apso. Vă mulțumesc din inimă tuturor celor ce v-ați abonat deja la acest canal intitulat Animalul tău de companie de pe YouTube. Vă aștept cu drag și multă iubire și pe toți ceilalți care nu v-ați abonat să vă abonați pentru a cunoaște împreună zi de zi noi date, cunoștințe,
despre toate animalele de companie și nu numai, dragi nouă tuturor, din cele mai vechi timpuri și până astăzi. Vă rog mult din suflet să nu uitați după vizionarea acestui episod de like, share și subscribe, fiindcă fără voi nu pot exista. Cu drag, Cătălin. Pe curând!